Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Punct și de la capăt. La jumătatea campaniei electorale ne întâlnim în studioul Nova TV cu Todorică Constantin Șerban, președintele Consiliului Județean Brașov, prezent și pe noua listă de consilieri, noua listă pe care o propune Partidul Național Liberal pentru viitorul Consiliu Județean. Bună seara și bun revenit! Bună seara și bine v-am găsit! N-aveți o misiune ușoară în această perioadă de campanie, să fiți omul care asigură și buna funcționare a instituției și partea politică și partea de asediu pe care partidele care doresc să câștige Consiliul Județean o exercită asupra actualei conduceri. E important să țineți un echilibru și să le duceți înainte toate. Misiunea într-adevăr nu este ușoară, dar ne lucrăm în echipă, ne suntem o echipă. Nu sunteți singur. Nu sunt singur. În Consiliul Județean sunt mulți profesioniști cu care lucrăm. Avem în fiecare zi de luni, dimineața operativă, am preluat de la ministrul Adrian Beștea, de când era președinte, ne invitam fiecare luni dimineață la operativă, stabileam ce are de făcut fiecare din direcții și după aceea monitorizam dacă ceea ce am stabilit că se va face, se și întâmplă în fapt. Luna viitoare le luăm de la capăt. Fiecare director este îndreptățit să spună ce misiune are de făcut, dacă a făcut ce i s-a atribuit cu o săptămână în urmă, despre proiecte, de lucrări și așa mai departe. Și, desigur, în perioada asta este un pic mai atipică. De ce? Pentru că a intervenit și această acțiune sau muncă politică pe care este inerentă, ea trebuie făcută. Nu e și o anumită prudență vis-a-vis de anumite decizii, vis-a-vis de anumite situații? Sunt situații, pentru că ce se întâmplă pe mine mă ajută anii de experiență, în sensul că chiar dacă suntem în campanie, trebuie să păstrezi aceeași cadență, trebuie să fii foarte atent la deciziile pe care le iei, ca influența politică să nu existe în acțiunile noastre, în deciziile noastre. Și eu cred că, ajutat de echipa de profesioniști de la Consiliul Județean, de echipa mare și puternică de la partid și cu bunul Dumnezeu, îmi dă minte și gândul cel bun și sănătos ca să fiu cât mai corect și cât mai imparțial cu putință. Puteți să rămâneți în această armonie sufletească. Mi se pare greu, ieri, bună oară, a fost o ședință mai furtunoasă de Consiliul Județean. I-am avut de curând pe reprezentanții USR, care erau destul de nemulțumiți. Da, colegii noștri sunt, au și lucruri pe care trebuie să le spunem de bine despre ei, că asta este, numai că ei încearcă întotdeauna să treacă de la subiectul de bază, să intre în zona politică și aici nu ne-au găsit pe noi acasă. Noi vrem să rămânem ancorați în problemele administrative și sigur lor le place să vorbească mai mult de zona politică. Și aici lucrurile un pic ne despart. E privilegiul opoziției. Ieri a fost o ședință, eu nu i-a spune furtunoasă. De ce? Pentru că au votat toate proiectele de pe ordinea de zi. Asta înseamnă că ei au muncit în comisii, în comisii de specialitate. Înseamnă că profesioniștii din Consiliul Județean și-au făcut datoria și au pregătit documentele de așa manieră încât să fie în regulă, dar sunt anumite subiecte care dau naștere unor situații în care de nemulțumiri, da, și sigur, aeroportul este un obiectiv care dă sau creează această stare de nemulțumire, cel puțin din partea lor. Dar de ce? De ce, domnule președinte? Consiliul de administrație este acum în discuție. Unul din subiecte este foarte pragmatic și foarte corect să vi-l și expun aici. Și anume, în mod legal și corect, cu 150 de zile înainte de data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație, noi ar trebui să începem procedura pentru desemnarea și respectiv evaluarea viitorului Consiliu de Administrație. Lucru care s-a și făcut. E adevărat că în Consiliul Județean am obținut toate avizele și toate hotărârile necesare ca să îndeplinim procedura. S-au înscris foarte mulți candidați și atunci
expertul cooptat a luat decizia ca să mărească timpul de evaluare care urma să-l parcurgă, a evaluat la un timp mult mai scurt, numărul mare de candidați determină un timp mai lung și atunci mai mare de evaluare. Am constatat că depășește termenul de expirare a termenului actualului Consiliu de Administrație. Și atunci am fost nevoiți, conform legii, să numim un nou Consiliu de Administrație pentru o perioadă determinată de timp, dar nu mai mult de 5 luni de zile, timp în care să se termine procedura și celălalt Consiliu de Administrație să-și intre în atribuție. Aici s-a creat oarecare vâlvă. De ce? Pentru că colegii noștri, mai tineri fiind și fără experiență, nu înțeleg atributul pe care îl are un președinte, un primar, cineva care își asumă anumite... Nu înțeleg? Sau e vorba totuși de un exercițiu de imagine? Probabil că și exercițiul de imagine, probabil că este greu de înțeles. Că-i campanie, că n-ar înțelege și fiind campanie, intră în astfel de... Adică mă gândesc că înțeleg totuși. Da, intră în astfel de contre, tocmai ca să divagheze de la realitate. Sau poate chiar vin cu niște idei mai nu, bune. Nu m-a supărat deloc, dar, repet, în momentul în care ești la decizie, important este să iei decizia la momentul oportun, să fie o decizie corectă, iar în spatele deciziei mele, așa cum le-am spus și ieri, la ședință nu a fost doar un moft al meu sau o dorință a mea de a face ceva. Am chemat echipa de profesioniști, juriștii din cadrul Consiliului Județean, cu care m-am consultat și mi-a spus, domnul președinte, asta este de făcut. Iar eu am urmat sfaturile acestora, nu puteam să fac altfel. În final s-a votat acest proiect de hotărâre, a fost desemnat un nou Consiliu de Administrație. De fapt, i-am păstrat pe aceiași membri ai Consiliului de Administrație, mai puțin fostul director, domnul Angel, care a fost înlocuit cu domnul director Pascu Mihai, un om, un bun profesionist care lucrează în Consiliul Județean ca director la Direcția de Drumuri Județene. Da. Și este o persoană care a fost implicat în partea de a manageria realizarea aeroportului internațional Brașov-Gimpa. Am găsit formula completă, corectă. Deci există un consiliu nou ales și a trecut în etapa următoare. De astăzi există un... De la momentul când va expira mai precis, peste 5 zile expiră mandatul vechiului Consiliu, noul Consiliu și intră în atribuții, unde și așa nu se produce un vid de putere la aeroport. Da, adică toată lumea ce să avem grijă cum gestionăm. Perioada asta electorală a dus la o amânare, dar deci s-a trecut în etapa următoare. Nu a fost nicio chestiune chestiune electorală. Am început din timp tocmai ca să nu dau curs în această perioadă la o astfel de situație. Nu s-a reușit. Nu înseamnă că este de vină cineva, înseamnă că legislația îți dă voie să faci lucrurile așa cum vi le-am povestit eu și eu cred că s-au întâmplat așa cum ar fi trebuit să fie, le-ar fi făcut orice primar, orice președinte. Am înțeles. Spun cei de la USR că aeroportul este un subiect atât de important și de consistent încât ar justifica niște ședințe separate de Consiliul Județean. Credeți că ar fi cazul de niște ședințe separate, tocmai pentru ca anumite chestiuni să fie dezbătute cu timpul aferent alocat, cu toată atenția, cu toată dedicarea? Din păcate, pentru unul ca mine, care, repet, am foarte multă experiență în administrație, nu ne-am învățat încă să funcționăm democratic. Democratic ce înseamnă? Că Consiliul Județean a stabilit, a respectat procedura, legea, ordonanța 109, care presupune că predai, ai înființat o regie, un bun, ai creat un bun și ai înființat o regie, după care predai acel bun în administrarea regiei respective și tu, cu un expert cooptat, ajungi să numești o echipă în Consiliul de Administrație. De la acel moment, ei sunt cei care decid soarta acelui aeroport. Da? Președintele Consiliului Județean este interfața între instituția Consiliului Județean și respectiv aeroport. Care este rolul președintelui? Să se asigure că lucrurile merg așa cum trebuie să meargă. În sensul că trebuie să ai un plan de management performant. Aici suntem un pic deficitari, dar suntem deficitari de ce? Pentru că suntem la început de drum, în sensul că
trebuie să depunem o documentație către Comisia Europeană, iar acea documentație care este depusă la Comisia Europeană trebuie să fie în concordanță cu planul de management al echipei manageriale de la aeroport. Lucrurile s-au tergiversat un pic pentru că nu știam ce se va întâmpla la aeroport. A făcut o previziune echipa managerială trecută, iar tot ceea ce au presupus ei că se va întâmpla, nu s-a întâmplat în fapt. Așteptările au fost foarte minimaliste pe de-o parte, pe de altă parte destul de optimiste. Și trebuie să ne întâlnim cu realitatea. Comisia Europeană, când te duci cu un plan, la ei trebuie să fie un plan care să se vadă că va funcționa cum l-ai înscris. Am retras documentația inițială, iar acum trebuie să așezăm acea documentație, acel plan de management pe cerința Comisiei Europeane ca să intrăm într-o normalitate. În faza aia suntem în momentul ăsta și da, într-adevăr, e nevoie de foarte multe discuții și ei sunt invitați la masa acestor discuții, numai că din păcate, este învățat să vorbească mult și să facă puțin. Bun, deci asta e problema. S-o cotiți că vorbesc prea mult. Ei spun că nu sunt ascultați. Nu vreau să spun critic, pentru că eu nu pot să-mi permit să critic. Din lipsă de pragmatism și experiență, spuneți. Din lipsă de pragmatism și experiență. Vorbesc mult, dar nu facem nimic. Noi trebuie să și acționăm, pentru că, iată, dovada... Așa e în opoziție, poți vorbi mai mult. Dovada că noi suntem mai pragmatici, echipa PNL, filiala Brașov și nu numai, este în funcționalitatea acestui aeroport. Dar toată lumea spunea că a plecat Daner, că nu se întâmplă, că nu se face și așa mai departe. Iată că, chiar în urmă cu 7-8 luni de zile, împreună cu domnul ministru, n-am stat degeaba, pentru că trebuie să ne întâlnim cu domnul ministru Adrian Veștea. Ne-am dus, am identificat soluții cu directorul actual Albu, cu președintele Comisiei de Consiliu de Administrație. Am vorbit cu mai mulți operatori, discuții la care m-au invitat și pe mine. Și s-a concretizat. Unele lucruri am avut voie să le spunem, pentru că operatorul ne-a spus, domnule, suntem în faza unor discuții preliminare, pregătitoare și vă rog să nu dați informații presei. Ne-am oferit să facem lucrul ăsta, dar iată certitudinea, da? Acum când s-au deschis noi destinații, când Wizz Air spune că mai deschid și alte destinații, de sfârșitul acestui an ne va găsi într-o zonă în care aeroportul va fi funcțional și ajungem de la locul 10 actual, din 17 aeroporturi din România, undeva la sfârșitul anului, poate pe locul 5 sau 6. În primul an jumătate de funcționare. Toată lumea, toți care sunt experți în domeniu, spune că evoluția aeroportului este una bună. Mai puțin cei de la USR care spun că nu sunteți în grafic și că nu spuneți oamenilor adevărul legat de aceste cifre. Da, sigur. Eu încerc de foarte multe ori, având în vedere experiența mea, încerc să le dau, să-i chem la masă să discutăm aspectele astea, dar, repet, de foarte multe ori, în fața unor asemenea afirmații, te lasă fără cuvinte, pentru că, de fapt, vorbesc faptele, dar te uiți pe programul Aeroportului Internațional Brașov-Gimba și vezi în ce direcții se zboară, că s-a intensificat programul de zbor, că se lucrează acolo. Deja suntem în faza în care suntem împinși de la spate să facem noi investiții pe care le pregătim să construim parcări pentru aeronave mai multe decât avem în momentul de față, parcarea autoturismelor să o mărim și așa mai departe. Deci e clar că există o evoluție într-un termen foarte, foarte scurt. Și care trebuie recunoscută ca atare. Poate nu este atât de galopantă cum ne-am dori și nici nu poate fi galopantă. Sigur că în campanie se spun multe și noi toți vrem mai mult și mai bine. Până la urmă, trebuie să fim foarte realiști. Nimic nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Lucrurile trebuie să se materializeze într-o construcție sănătoasă, de așa manieră încât și
aeroportul să se dezvolte într-o armonie cu cerința populației și respectiv cu numărul de operatori care vor veni să opereze de pe aeroportul internațional Brașov-Dimbav. Adevărat, și sigur vom relua acest subiect cu noul Consiliu Județean și la mai la rece, așa, după ce trece perioada aceasta. Și mai fără nervi, mai fără supărare, pentru că după data de 9 vom fi iar... mai liniștiți și puși pe treabă, nu că n-ați fi și acum, când spuneam dumneavoastră, chiar e important să faceți această punte. La compania APA ce se întâmplă? Acolo e tot o problemă de management în acest moment. Păi, practic, încearcă să asocieze o anumită persoană sau pe cineva cu managementul de la compania APA, unde avem un consiliu director și respectiv, consiliu de administrație, iar consiliul de administrație au început procedura pentru numirea unui nou director. Nu sunt foarte implicat în această structură, dar în calitatea pe care o am de președinte al ADI în domeniul apei, deci suntem interfața între toate localitățile care sunt gestionate de compania APA și respectiv reprezentantul Consiliului Județean are un loc la acea masă și respectiv noi am început procedura pentru numirea noului Consiliu de Administrație al compania APA. Tot așa, datorită faptului că 9 octombrie expiră mandatul actualului Consiliu de Administrație și trebuie numit și desemnat un nou Consiliu de Administrație. Partea de directorat nu este în responsabilitatea unei autorități locale, ci este în responsabilitatea Consiliului de Administrație. Dacă mă înțelege legislația și dacă am fi în stare să o percepem ca atare, ne-am dat seama că sunt niște lucruri unde n-ai voie să interfere și nu poți să arzi etapele. Deci nu e Consiliu, practic, e un Consiliu de Administrație care a urmat o procedură legală și sigur că în momentul în care doar un singur director este, nu sunt 6, cei care nu au fost nominalizați pe lista scurtă, probabil că nemulțumiți fiind, au făcut contestații sau reclamații, sunt autorități îndrituite să le dea răspunsul și respectiv să facă reclamații celor care nu le convine de aceste decizii. Am înțeles. E și un post foarte jinduit. Este un post cu un salariu mare. S-a mediatizat mult faptul că este adevărat, un salariu foarte mare. Poate sunt și alte interese vis-a-vis de acest post. Da, este o companie care funcționează și merge foarte bine și sigur și pretențiile, condițiile de eligibilitate să ajungi pe acea poziție de director nu sunt deloc ușor de atins. Da. Nu oricine poate. Deci este să atractiv director, și să sperăm că alegerea va fi una fericită și că toate proiectele pe care compania APA le desfășoară acum la momentul ăsta compania APA are în derulare 250 performează. De milioane de euro pentru toate localitățile care le are pe care ei le deservesc. Sunt 24-25 de autorități locale în ADI și respectiv compania APA operează în 17 din cele 25 de autorități locale care sunt în această structură ADI. A fost liniște și pace în Consiliul Județean și s-a simțit acest lucru, s-a lucrat bine, dar iată că acum, în preajma declanșării competiției electorale, sunteți foarte mitraliați de cam toți competitorii, fie că vorbim de PSD, cu care la guvernare sunteți împreună, domnul ministru Veștea chiar este într-o situație ciudată, pentru că este într-un guvern PNL-PSD, dar aici este mitraliat de reprezentantul PSD competitor, USR pe partea cealaltă are candidat și Aurul are candidat. Cum simțiți dumneavoastră această situație, când din toate părțile vin critici care nu s-au făcut auzite în acești Adrian Veștea, actualul ministru, fostul președinte al Consiliului Județean și viitorul președinte al Consiliului Județean, pentru că eu am convingerea că va redeveni președintele Consiliului Județean, este un om foarte puternic și un om foarte serios. Ceea ce vă pot spune despre el ca și prieten al lui, al domniei sale, un om al echipei, eu fac parte din acea echipă, am mai spus-o de nenumărate ori și probabil că mă și îmi vedeți acțiunile și acționez ca atare. Sunt un coechipier de nădejde, spunem. Este un om, repet, foarte puternic și un om foarte realist și cu așezat și ancorat în realitate.
Probabil că noi, brașoveni, ar trebui să înțelegem că atunci când ai un astfel de lider care joacă corect, cinstit și care se focusează pe obiective ale județului Brașov și demonstrația este aeroportul internațional Brașov-Ghimbav, da? Ne-a demonstrat că face, ne-a promis în 2016, nimeni nu s-a așteptat ca aeroportul ăsta să fie funcțional în 2023. A devenit funcțional. De la acel moment, dă în lumea asta politică, pentru că așa este, lovesc în cel mai puternic. De acolo se hrănește această luptă politică. Am învățat și eu lucrurile astea. Nu răspundem cu aceeași monedă. Suntem oameni onești, suntem oameni serioși, muncim și credem și le spunem și celor competitorilor noștri că există viață după 9 iunie 2024. Și că veți face echipă. Și că nu se poate. Dar nu se poate, să știți. Nu se poate să nu lucrezi în echipă. Pe proiectele mari nu poți să ți le asumi numai tu. Am depășit faza de comunism pentru că am urât-o din tot sufletul și trăim în democrație. Democrația este mai greu de gestionat, dar trebuie gestionată. Cine o poate gestiona? Oameni care sunt dotați cu spiritul ăsta democratic. Noi trebuie să învățăm odată pentru numele lui Dumnezeu că e adevărat, ne despart anumite doctrine, ne despart anumite, știu eu, sentimente față de o grupare sau altă grupare, dar trebuie să admitem faptul că județul Brașov are nevoie de niște proiecte mari. Proiectele astea mari nu se pot face decât cu primarul Brașovului, cu președintele Consiliului Județean de la Brașov și cu toți primarii. După ce s-au așezat lucrurile, veștea a demonstrat din totdeauna, de pe orice palier, și când a distribuit sumele de bani, sau eu, sau noi, la Consiliul, când am repartizat sumele de bani către localități, că nu am ținut cont de coloratura politică. Din contră, au fost momente, au fost ani când a trebuit să dăm la primar PSD sume mai mari. De ce? Pentru că interacționam cu o lucrare de-a noastră, interferam cu o lucrare de-a noastră și trebuia să-și pună rețeaua de canalizare. Și atunci, ca să se grăbească acest proces, am alocat sumele mai mari la primăria X, ne ținând cont de culoarea lui politică, tocmai ca lucrarea să nu fie blocată de o lucrare de canalizare, dacă, practic, dacă nu o faci înainte a lucrării de asfaltare, compromiți ambele lucrări și atunci riști ca sumele de bani aferente acelui obiectiv să fie consumate. Deci eu invit la seriozitate, la calm, la normalitate. Am făcut tot timpul. Și la încă două săptămâni de dispute, și, după da, care să, trebuie, să se facă liniște. Da. Noi suntem pentru a se putea construi. Sunt oameni competitori politici care nu înțeleg că această competiție trebuie să aibă un anumit nivel, un anumit grad de interactivitate. Adică noi nu mergem în campanie, și mergem în tot județul Brașov, dar nu mergem la niciun primar și mulți ne critică constructiv. Zice, bă, dar pe voi nu v-am auzit criticându-l pe actualul primar. Zice, nu ne stă în caracter. Noi vorbim despre proiectele noastre, despre ceea ce suntem în stare să facem, ce am făcut, ce avem în spate și ceea ce avem de făcut. Pentru că, repet, dacă critic acum un primar în funcție și el va recâștiga alegerile, da, riscăm să intrăm într-o contradicție, într-o ceartă și dacă interferăm pe un anumit proiect, să blocăm anumite proiecte. Gen, știu eu, pot să dau niște exemple, dar poate că nu e cazul în momentul de față, dar am deblocat proiecte printr-o relaționare bună cu primarii în funcție, indiferent de culoarea lor politică. Deci, pentru că, până la urmă, primarul trebuie să înțeleagă că e în slujba comunității, nu în slujba doar al celor care, din grupul din care el face parte. Da, dincolo de partide sunt oameni și oamenii au sentimente și resentimente. Câteodată mi se pare foarte greu să mai înnozi un fir de colaborare atunci când lupta politică a coborât exact. Foarte jos. Tocmai bine, foarte, foarte multă dreptate aveți și tocmai de-aia invit la o discuție la un anumit nivel. De ce? Pentru că există riscul, acum se și scrie foarte mult pe toate rețelele de socializare. Și poți să faci un print screen, dar și să vezi rămâne. Și rămâne. Ei, una este să spui ceva, dar și acolo e riscant că te înregistrează. Cel mai interesant și cel mai bine este să vorbești despre tine, despre evoluția ta, despre ce ești în stare să faci, despre lucrurile pe care, în care crezi și să înțelegem odată pentru totdeauna că, în fapt, cel care
se luptă și să ajungă pe o anumită funcție politică, este în slujba cetățeanului și trebuie să-i servești pe toți. În momentul în care ai ajuns primar sau președinte de Consiliul Județean, trebuie să fii un om care să înțeleagă interesele tuturor. Deci când lupta politică s-a terminat, e important să existe aceste punți de comunicare. S-a întrerupt la ultima ședință transmisiunea în direct, taman când Ovidiu Paraschivescu își susținea punctul de vedere. Ovidiu Paraschivescu, adică reprezentantul USR. Scuzați-mă. A fost este supărat? Foarte posibil să se mai întâmple și astfel de defecțiuni, dar nu, eu nu cred că s-a, nu știu. Am rămas până la sfârșitul ședinței, până la sfârșitul intervenției și într-adevăr foarte mulți colegi se grăbeau și votul secret se face după ce se ia toate interpelările. Așa trebuie să se facă. Asta e procedura, acum, da. Sigur, dacă câțiva colegi din sală se grăbesc și vor să voteze să plece, nu le poți îngrădi acest drept. Nu ești ca la școală, grădiniță, copii de 2 ani să spui stai acolo, fii cu minte, să se termine ședința. Deci apar asemenea momente și am reținut ce mi-ați spus. Doriți și un pragmatism și operativitate totuși a acestor ședințe. Categoric. Și butonul de oprire sau de pornire a celui... Nu pentru că fugiți de exercițiul democratic și... Nu, și am demonstrat întotdeauna că stau până la finalul ședinței și ascult pe toți. Am solicitat, pentru că nu se mai auzea la un moment dat... Tehnica asta nu înseamnă că ne ajută întotdeauna 100%. Au făcut înscrisuri, le-am și identificat în cursul zilei de astăzi, când mi-am făcut mapa. Am spus să le răspundem în cel mai scurt timp, la toate solicitările lor. Și, bine, sunt și întrebări de genul care, unele chiar încep să zâmbești, pentru că e clar că te întreabă doar așa tendențios și așa mai departe. În fine. Face parte dintr-un joc politic, am văzut și în Parlament asemenea discuții. Dacă sunt constructive, nu ne supărăm. Deci să vedem care va fi tonul după 10 iunie. Spuneați că nu aveți nicio emoție. Adrian Veșta, liderul PNL, va fi următorul președinte al Consiliului Județean. Nu am emoții, dar înțeleg, așa cum am înțeles-o de fiecare dată, că nu trebuie să ai certitudini, da? Dar certitudinea noastră suntem noi și ceea ce am făcut și ceea ce urmează să facem. Iar brașovenii au nevoie de o echipă de profesioniști, au nevoie de oameni serioși care au demonstrat și sunt convins că nu se vor lua după vorbe și vor înțelege că trebuie să fie reprezentați de oameni care au experiență. Asta este, până la urma urmei, convingerea mea. Cei din opoziție vin și spun multe, câteodată promit, supraofertează. Păi da, ce să vă spun, că la o altă emisiune contracandidații noștri spuneau că ar fi fost bine dacă Consiliul Județean s-ar fi preocupat ca să rezolve problema aia de acum de 20 de ani, să reabiliteze, să modernizeze drumul de la Ploiești la Săcere. Am stat liniștit și am spus, dom'le, dar lucrarea este în derulare de un an de zile. Acum am ajuns la expropieri. Noi am alocat sume de bani în sensul ăsta. În maxim 2 ani de zile lucrarea respectivă va fi gata. Și de asemenea, ar fi bine ca cei de la Consiliul Județean să promoveze cultura și așa mai departe. Dar zic, îmi pare rău, dar nu citiți. Noi avem ghiduri care sunt foarte bine gândite pentru tot ceea ce înseamnă. Sprijin pentru culte, sprijin pentru cultură, sprijin pentru prima școală românească. Astea sunt repetitive, nu astăzi, anul ăsta în campanie, ci s-au făcut din 2017. Se fac de niște ani, continuă. Deci este o continuitate în toată zona asta, adică nu suntem la început de drum. Din opoziție poți spune orice, spuneam și aici în emisiune, hârtia suportă orice, nu? Poți spune verba volant, totul este perfectibil și stând la masă și gândind ca proiectele să fie mai bune sau îmbunătățite, eu cu asta sunt de acord. Numai că trebuie să fie și o atitudine de bun simț și o atitudine constructivă. Nu doar să umbli cu din asta de înregistrat la tine și să scoți ceva, da, ca la un moment dat să poți să apari sau să dai un mesaj care să-l
îl pună în umbră pe opozant. Ai început să te ferești de oameni, de unii oameni, pentru că sunt stare de orice. Și ei fac dovada că n-au fost constructivi de-a lungul vieții și în astfel de perioade vor să te surprindă, deci să te enerveze, să te provoace. Hăituit sau asaltat? Vă simțiți în această situație? V-ați simțit? Da, e o perioadă complicată. Da, e o perioadă complicată. Și ați trecut multe, sunteți în administrație de mulți ani. Întotdeauna a fost așa în campaniile electorale. Se descătușează așa niște oameni din anumite zone și încearcă să zică că ei au inventat roata la bicicletă și fac tot felul de... Bun, dar aici experiența vă ajută să treceți cu calm o perioadă care într-adevăr e cu turbulențe, mai sunt 2 săptămâni și gata, dar între viața trebuie să se desfășoare, așa cum și după alegeri să continue, nu? Exact, sigur că da. Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. Doamnelor, domnilor, Todorică Constantin Șerban, președintele Consiliului Județean Brașov, oaspete în această seară la Nova TV, la Punct și de la Capăt, Todorică Constantin Șerban fiind și candidat acum pe lista de consilieri pe care Partidul Național Liberal ne propune pentru următorul mandat la Consiliul Județean. Astăzi este și ziua Partidului Național Liberal, 149 de ani, este cel mai vechi partid din România. Punem punct aici emisiunii noastre. Onelia Pescaru, ne-am întâlnit la Nova TV. O seară excelentă tuturor!